Salutare! Bine ați venit pe canalul RoVision. Astăzi vă vom arăta cum se montează și instalează o cameră de supraveghere rotativă. Să începem cu unboxing-ul. Avem un manual de utilizare. Evident, avem vedeta acestui video, anume camera de supraveghere rotativă, o sursă de alimentare de 12V și alte mici accesorii pentru montare. Aceasta este o cameră de 4 megapixeli cu lumină infraroșu și lumină albă, slot card SD, auto-tracking și alimentare PoE. Acum este timpul pentru instalarea camerei pe un perete. Această cameră deține un suport care îi permite camerei să fie instalate și pe un perete, dar și pe tavan, în funcție de nevoia utilizatorului. Noi acum o vom instala pe perete. Îi vom desface acest suport de prindere și îl vom prinde în șuruburi. Vom lua camera și o vom pune în suportul de montare. Pentru a o alimenta și a o conecta la internet, o vom conecta-o la un switch care suportă PoE, dacă nu aveți așa ceva, folosiți sursa de alimentare din cutie. Camera va începe secvența de pornire și se va roti pentru a se calibra. Configurări de făcut înainte de adăugarea camerei în aplicația mobilă. Pentru acest pas, aveți nevoie de un computer. Deschidem SADP Tools și identificăm camera de supraveghere. Camera de supraveghere nefiind activă, o vom activa prin a-i crea o parolă. Bifăm Enable HIC Connect pentru activarea serviciului pentru conectarea la aplicația mobilă. Vom crea un cod de verificare pentru camera noastră. Îi vom schimba adresa IP cu una pe care ne-o dorim. Scriem parola și salvăm configurările. Vom introduce IP-ul ei într-un browser pentru a accesa interfața web. Ne vom loga folosind credențialele create anterior. După ce accesăm interfața web, navigăm în Configuration, Network și Network Settings. Pe această pagină căutați protocolul DHCP și dezactivați-l dacă este activat, iar după scrollăm mai jos și introducem aceste două adrese DNS. Salvăm configurările și acum putem începe adăugarea camerei în aplicația mobilă. Descărcați dacă nu aveți deja aplicația în telefonul mobil. Deschidem aplicația și ne vom autentifica sau ne vom înregistra dacă nu avem deja un cont. Pentru adăugarea camerei apăsăm butonul Add Device, după care Scan QR Code și vom scana codul QR de pe camera noastră de supraveghere. Odată ce a fost scanat, apăsăm Add, introducem codul de verificare și apăsăm Finish pentru a finaliza procesul. Camera noastră a fost adăugată cu succes în aplicația mobilă HIC Connect și este gata de a fi folosită. Mulțumim pentru vizionare! Nu uita să apreciezi acest videoclip și să te abonezi dacă ți-a fost util.